Bună dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru joi. A venit și pisica alături de noi. Ziua de joi e foarte interesantă, să știți, avem un aspect destul de interesant, și anume o quadratură dintre Mercur din Gemeni și Saturn din semnul Peștilor. Și cred eu că e un moment al adevărului. E un moment în care ni se arată practic ce anume ni se întâmplă. Saturn acolo în pești vrea sinceritate. Da? Lui oricum nu-i pasă prea mult și vrea o oarecare detașare. Pe de altă parte, e o zi în care putem să avem tot felul de surprize, putem să avem tot felul de conștientizări, dar este o zi, zi și în care, uite, că un adevăr poate să iasă la suprafață, dar practic, așa. Avem arcana majoră, diavolul, care vorbește despre dependențe, despre frici, despre chestiuni toxice, dar cartea asta poate să vorbească și despre multă pasiune. Poate să fie un moment în care ne, ne dăm seama ce ne place cu adevărat în interiorul nostru. E un moment în care putem să facem așa un bilanț și să vedem ce s-a întâmplat pe parcursul ultimei perioade într-o relație, într-o situație și să vedem ce ne place cu adevărat, ce ne dorim cu adevărat de la viață. Să vedem uh, ce anume ne dă energie, energia generală, soarele. Deci ceva se clarifică astăzi. Putem să rezolvăm anumite blocaje, dar prin conștientizare. O zi așa în care pasiunea e la ea acasă și bineînțeles că este o zi în care... Uh, Liderii, în mod special, sau persoanele care sunt în poziții puternice, ne vor mira destul de mult prin tot felul de decizii pe care le vor lua. Însă, e un moment în care e ok să strălucim, e ok să ne dăm seama ce anume ne oferă această strălucire interioară, în mod special, că nu vreau să merg pe alte energii. Însă, atenție foarte mult pe orgolii astăzi și atenție foarte mult pe atașamente posesive, pe blocaje, pe relații toxice. Da, uitați, în relații toxice poate să fie o zi de joi în care se face lumină. Da. Avem și musafiri. O zi cu bucurie, în mare parte. Da? O zi cu bucurie, dar este o zi transformatoare, aș spune eu. Suntem susținuți pe ideea aceasta de a face pace cu un trecut îndepărtat, cu o altă viață, cu niște acțiuni pe care le-am făcut acum nu știu cât timp. Da, cam atât în mare parte. Vă invităm să ascultați și de la Zodie și de la Ascendent. Vedeți și ce fac persoanele cele mai dragi vouă. și de asemenea vă invit cu drag și la previziunile pentru această săptămână că mai există salvări, mai există soluții. Avem și o lună nouă în Gemeni, lună nouă care e destul de ciudată, aș spune eu. Și de asemenea, Vă invit cu drag și la previziunile pentru luna iunie, că mai avem evenimente și cei curioși. Pentru următoarea săptămână, când avem și solstițiul de vară, vă invit cu drag și la cele filmări până joi seara. Plănuiesc eu să apară toate și sper să fie așa. Bun și cred că începem cu zodiile. Zodia berbec dragii mei berbeci pentru voi este o zi în care aveți niște surprize foarte plăcute legate de bani legate de valoarea voastră personală și e o zi în care. Puteți să încercați un fel nou de mâncare sau e o zi în care un prieten vă poartă surprind de plăcut și pentru voi e un moment de conștientizare privind. O situație pe care trebuie să o închideți unii berbeci posibil să primiți un apel telefonic un mesaj sau să primiți o vizită de la cineva să vă întâlniți cu o persoană și persoana aia să vă ofere o veste privind un final, privind o închidere. De asemenea, dragi bărbeci, printr-o discuție pe care o veți avea astăzi, chiar reușiți să vă rezolvați o anumită problemă. Reușiți să conștientizați că e cazul să dați un pas în spate dintr-un anumit punct de vedere. E cazul să vă mai conectați puțin la divinitate, să mai vedeți puțin care vă sunt și problemele voastre, pentru că da, Saturn acolo vă mai scoate la suprafață și probleme din subconștientul vostru va aduce la suprafață și chestiuni vechi, da. E un moment care uite te ajută să te purifici, te ajută să înțelegi o închidere, să înțelegi că un final a venit, să înțelegi că s-a încheiat o etapă. Poate să fie ceva legat de muncă, poate să fie ceva legat de viața ta. Unii bărbești puteți să aflați și secrete astăzi. Regina de monede și șapte de spade o conexiune aici cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, dar este și o zi în care e bine să te concentrezi foarte mult pe valoarea ta personală. Apoi avem aici spânzuratul da, se pare că ceva aici nu-ți place, fie privind. Uh, uh, o poziție în care ești pus privind o avansare, privind o retrogradare, cum s-ar spune, da? E ceva aici ce nu vă place, e un sacrificiu pe care e nevoie, da, să îl faceți. Aș merge și pe ideea de a fi mult mai atenți astăzi pe sănătatea voastră, pe starea voastră de bine. Apoi, în special pe alimentație, aș merge, adică să încercați să aveți un stil de viață mai sănătos sau să încercați să vă valorificați pe voi mai mult. Trei de monede, ultima carte, e o zi în care studiul te poate ajuta, dar și o relație cu un grup mai mic de oameni chiar ți-ar fi de folos. Ai aici niște discuții, înveți ceva, studiezi ceva și asta te ajută enorm de mult. Zodia Taur, dragii mei Tauri, pentru voi, vedeți că e o zi în care o să aveți o conștientizare destul de mare privind cariera voastră, privind reputația voastră, privind o poziție importantă pe care o aveți. Poate și voi, la rândul vostru, o să-i surprindeți pe ceilalți. Însă, e o zi în care, în sfârșit, vă conștientizați și voi valoarea într-un cerc de prieteni, într-un grup de oameni din care faceți parte. În sfârșit, vedeți și voi cum stau lucrurile. Um, unii tauri e posibil chiar să vă dați seama că nu vă mai simțiți bine într-un grup de oameni, că nu vă mai simțiți bine în. Cu un prieten să spun că aveți niște prietene sau niște prieteni și ieșiți cu ei de nu știu cât timp și acum vă dați seama nu prea mai aveți chestii în comun și. Cam e nevoie să mai eliminați chestiile alea de acolo. Tot ceea ce ține de banii voștri de planurile voastre de viitor, la fel e ca un, un o trezire la realitate, poate să fie o lecție pe care o învățați. O lecție care, așa cum spuneam, vă ajută să vedeți un adevăr, să vedeți cum anume stau lucrurile. Parcă e un tipar acolo care se repetă pentru unii tauri. Dar să știți că e cineva din viața voastră, e o persoană pe care o știți de mult timp, un client vechi, o relație veche, de acolo vă vine norocul, de acolo vine susținerea pentru voi. 9 de bâte pentru tine și 3 de cupe. Văd aici o teamă pe care o ai. Privind o bucurie, privind o realizare. Pe de altă parte, eu o zi pentru tine în care parcă ai obosit privind o relație, privind uh, niște ieșiri pe care tot le faci de ceva timp. Și apoi avem 5 de spade și cu 6 de cupe. Da. Ceva ce nu-ți place ție aici privind trecutul tău sau privind o poveste de iubire. Unii tauri chiar e posibil să vă dați seama că relația în care sunteți, uite, nu poate să ducă mai mult de atât sau nu vă mai regăsiți voi acolo. Unii e posibil să vă confruntați cu niște situații în care ați mai fost, dar alții acum conștientizați și spuneți băi uite că acum îmi dau seama că nu trebuia să-mi pierd timpul în grupul ăsta de prieteni sau că Trebuia să abordez lucrurile mult mai serios. Trebuia să văd și partea practică a lucrurilor. Ceva ce nu vă place legat de un copil sau ceva legat de persoana iubită. Zodia Gemeni. Dragi Gemeni, o zi cu surprize foarte mari pentru voi. O zi în care oricum nu prea puteți să, să controlați lucrurile, dar e interesant că aveți parte de o surpriză, aveți parte de un adevăr pe care îl conștientizați, de, o, de un moment de închidere, de transformare. E ca și cum mai aduceți așa în fața voastră niște traume, niște lucruri care s-au întâmplat în trecut și acum, în sfârșit, vedeți și voi cum stau lucrurile. În sfârșit, vedeți cam care este poziția voastră din punct de vedere socioprofesional. În sfârșit, vedeți și voi cam care e treaba cu șeful. În sfârșit, vă dați și voi seama că lucrurile trebuie tratate mai profund atunci când vine vorba de cariera voastră, de reputația voastră. Unii gemeni poate v-ați subestimat, poate n-ați luat-o chiar atât de în serios și acum în sfârșit vi se arată că trebuie să mergeți în profunzime, trebuie să acționați, trebuie să faceți schimbări. Pentru unii este vorba despre o stabilitate pe care vă doriți voi foarte mult. Și da, cum o puteți avea? Atenție puțin astăzi în conflictele care pot apărea în relația cu șefii sau în relația cu persoanele cu autoritate asupra voastră. Zona instituțiilor publice. Ești foarte bine susținut astăzi prin uh, ideea aceasta de trecut, de a arde o karmă, de uh, E ca și cum ai avut de făcut ceva practic, da? nu știu, la muncă, undeva, și acum lucrurile se pot finaliza, se pot termina. Regina de spade. Temperanța, o legătură cu un săgetător, Dragi gemeni, e cu vindecare, e adevărat, v-am spus eu acolo, Jupiter vă ajută, vă ajută, dar și amplifică, vă scoate la suprafață toate chestiile. Ideea este că e o zi pentru voi în care vi se clarifică o situație, probabil erați prinși între două locuri de muncă, două situații, erați indeșiși în privința unei relații, în privința voastră, nu știați cine sunteți prin societate și acum e posibil să aflați. Apoi avem 8 de spade. Văd aici un blocaj da? în care Vă simțiți voi, și apoi avem 10 de uh, spade. E clar că e nevoie să. cum să spun eu? Să vă dați seama că e cazul să închideți ceva, să ieșiți dintr-o poveste, să puneți punct la un capitol, că despre asta e vorba. Pluto s-a întors în Capricorn, începe quadratura la noduri, mă rog, se simte de ceva timp. Și Quadratura cu adevărat, va fi chiar pe zona aceasta iubirea afacerilor, a plăcerilor, a planurilor voastre de viitor. Da? Să ia o decizie. Probabil era ceva care nu era stabil sau. Tot se încerca aici o negociere, se încerca o chestie. Dar v-am mai spus eu, voi, că ce se închide, lăsați să se, se închidă că e cu binecuvântare. Zodia Rac. Dragi, raci, voi aveți așa o surpriză printr-un e-mail, printr-un apel telefonic, printr-o discuție pe care o aveți cu un prieten. Deodată aflați că un prieten nu vrea să mai vorbească cu voi sau aflați de un prieten că trece printr-o transformare, trece printr-o situație ciudată. Deodată vi se cam schimbă așa planurile de viitor. Nu neapărat ceva mare, nu știu, v-ați programat să mergeți la prânz să mâncați într-un loc și acum vă treziți că o să mâncați la birou. Da. Da. Um. Pe de altă parte, e un moment pentru voi în care vă dați seama că e cazul să mai învățați ceva, e cazul să mai studiați ceva. Atenție foarte mare pe acte pentru voi. Și e un moment în care în sfârșit vă dați seama că e cazul să nu vă mai împrăștiați energia aiurea. Și e cazul să vă mai concentrați puțin pe voi. Nu e o situație pe care o puteți controla. Sunt acolo niște discuții, sunt niște decizii care sunt benefice pentru voi, dar pe de altă parte vă cer și o detașare. Puteți să aflați niște informații care poate nu vă plac sau uh, puteți să aveți niște discuții care scot la suprafață niște secrete, niște chestii de care rămâneți și voi surprinși. Ați crezut voi că lucrurile stau într-un fel și acum vedeți că de fapt totul e cu totul și cu totul diferit. Magicianul, pajul de monede. Și foarte preocupat aici de zona studiilor, de un proiect. Ai legătură cu persoane care studiază sau cu persoane mai tinere. O zi în care încerci să faci bani, încerci să te stabilizezi din acest punct de vedere. Regina de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Dar poate să fie și o zi pentru tine în care o persoană te poate ajuta prin susținerea sa, prin încurajarea sa. Poate tu e nevoie să încurajezi pe cineva. Ultima carte, nouă de băte. Însă văd aici puțină teamă, Văd o oboseală. Fiți puțin atenți și pe sănătate, dragi raci, perioada asta, că nu e una dintre cele mai benefice pentru voi. În sensul că nu aveți energie și că e nevoie să vă odihniți mai mult, să vă ocupați mai mult de propria voastră persoană. În sensul ăsta, nu în alt sens. Atenție la o rivală sau la o persoană care vă supără. Ei, astăzi mai aflați un secret, mai aflați o chestie. Zodia Leu niște surprize pe care le aveți în prima parte a zilei pe plan profesional și țin de un contract, de un client, țin de partenerul vostru de viață, de reputația voastră, se schimbă acolo ceva brusc. Pentru voi e un moment așa în care vi se arată cam cum stă viitorul vostru financiar. Vi se arată cam ce ar trebui să faceți, vi se arată cam pe unde ar trebui să mergeți. Vedeți că e un moment acolo și cu iluzii pentru voi, că nu prea știți ce să faceți, parcă ați face, parcă n-ați face. E un moment în care vi se spune în felul următor: să vă, să vă, să vă vedeți puțin limitele. Da? Și e important că dacă apar provocări prin drumuri, prin. Drumuri pe care le faceți împreună cu un prieten, prin relația cu prietenii, în general vorbind. E important să nu vă implicați în ele. Și este adevărat că e o perioadă de transformări pentru voi, de schimbări, cu sau fără voia voastră. Poate e momentul să abordați lucrurile din punct de vedere practic într-un mod diferit. E ca o trezire la realitate, aș spune eu. Da? Aflați o chestie care vă lasă destul de mirați. Planul financiar, relația cu băncile, e, e intensă acolo. Atenție și pe sănătate. Posibil ca lei să vă dați seama că nu mai duceți ca altă dată, sau posibil să vă dați seama că e cazul să nu vă mai rosiți energia pe lupte de orgoli și de putere și de strălucire, ci să vă concentrați puțin mai mult pe voi. Pot fi chestiuni care apar la muncă, poftim, și îți dai seama că e cazul să faci niște schimbări pe acolo. 6 de bâte împăratul, o bucurie pentru tine, o legătură cu un berbec, ceva se clarifică, se ia o decizie. Apoi avem pajul de bâte, mult entuziasm. Bine, pentru unii lei energiile astea pot fi bune, dacă simțiți și voi acolo că trăiți intens și oricum e o perioadă în care aveți și energie. Pajul de bâte vorbește despre o legătură fie cu o persoană mai tânără, fie cu o activitate nouă pe care o faceți. Voi sunteți foarte entuziasmați aici, dar vi se cere să luați lucrurile încet, să vedeți și partea practică a lucrurilor. Regele de spade, ultima carte, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Atenție la un dinamic pe aici. Se fac niște strategii, se fac niște planuri sau poate asta e ideea că trebuie să vă faceți acolo un plan, o strategie, să nu mai mergeți așa în derivă, fără o direcție anume. Sau să mai uh, închideți din anumite activități pe care le aveți. Că poate v-am mai spus eu, vă consumați energia iurea. La muncă, da, trebuie să activați, dar uh, dacă știți că lucrați mult, mai stați liniștiți măcar pe acasă, mai cereți ajutorul celorlalți. Zodia Fecioară. Pentru tine e o zi în care o surpriză destul de mare privind un răspuns legat de acte. Poate să fie și un moment în care se deblochează ceva legat de străinătate, muncă, legat de zona studiilor superioare și e un moment așa de eliberare pentru tine. Ei, e o zi intensă. Da? Dacă ai crezut tu că da, toată lumea ți-e prieten, uite că afli că nu e așa. E un moment în care, uite, vrei să te afirmi, vrei să spui lucrurilor pe nume, vrei să preiei controlul sau e un moment în care ți-ai programat tu acolo ceva. Și uite că acum ți se spune că e cazul, fie să mai închizi anumite relații, fie este vorba despre a-ți clarifica puțin niște contracte pe care le ai, niște colaborări Relația cu clienții din nou și bineînțeles că uh, fecioarele care vă știți cu probleme pe dragoste, păi acum. Uh, se pot clarifica puțin lucrurile, da, sunteți împinși de la spate să faceți ceva, sunteți împinși de la spate să acționați într-un anumit fel, vedeți că se reiau o discuție dragi fecioare sau faceți voi un drum printr-un loc pe unde ați mai fost, dar ideea este acolo că. Discuția asta, de data asta, chiar e clarificatoare și chiar vă ajută foarte mult, din punctul meu de vedere. Chiar vă ajută foarte, foarte mult. Hai să vedem. E ca și cum, în sfârșit, vă dați seama cu cine stați în casă. În sfârșit, vă dați seama cum e persoana iubită, cum e copilul, cum e afacerea. Mergeți și voi undeva, vă interesați, da? De o situație, și vă treziți că lucrurile nu sunt chiar așa. Uh, nu vă bazați foarte mult pe ceilalți dragi fecioare. Pentru că este și o perioadă în care puteți să vă treziți că o persoană pe care o știați voi de mult timp și că vă ia alături nu vă mai este. Pur și simplu nu mai vrea. Și fiți puțin atenți, repet, pe acte. 10 de cupe. Trei de băte. Ceva se finalizează aici la voi. uite. Investiți în ceva, ceva ce vă place vouă, o discuție bună pe care o aveți cu cineva, un drum scurt pe care îl faceți. Apoi avem cinci de monede. pe păi cineva care abandonează o situație, cineva care renunță la ceva anume. Poate să fie vorba despre o discuție pe care o aveți privind uh, o persoană din casă, din familie. Poate are legătură cu o problemă de sănătate. Unii vreți vacanță, vreți relaxare. Dar apare această energie de singurătate, de abandon, de răceală, pajul de spade. Vezi tu, această veste te va determina să mergi să cauți răspunsuri. Te va face foarte curios. Ideea este că afli răspunsurile respective, dar nu sunt chiar așa cum ți-ai fi dorit tu. Răspunsul ține de un final, de o transformare. Și decizia, uite, da, poate să țină și de tine. E nevoie să mai înveți ceva astăzi. Zodia balanță. Dragi balanțe, prima parte a zilei de joi vine cu o schimbare bruscă legată de o afacere, de un copil, de persoana iubită. O schimbare bruscă legată de niște cheltuieli care apar dacă așteptați un răspuns de la o bancă, de la o instituție financiară, așteptați pensia, așteptați ceva, apare când vă așteptați mai puțin. Da. Um, pentru voi e un moment așa în care sunteți puțin trezis la realitate printr-o discuție pe care o aveți. Uh, vedeți că e o discuție foarte profundă, e o discuție destul de intensă um, și care vă pune cumva la treabă. Alții vă veți da seama că teoria din mintea voastră da, nu e aceeași cu practica. V-ați făcut voi niște idei privind o relație, privind viața voastră, privind niște acte, o călătorie, o mașină. Ei, acum lucrurile vă dați seama că nu sunt chiar așa. E un moment al adevărului și pentru voi, dar are legătură cu sănătatea, cu ideea aceasta de a acționa. Și Acțiunea asta ține și de casă, de familie, de iubire, de plăcerea voastră. Adică vi se spune, uite, nu mai munci atât, fă și tu doar ce îți place, mai ai timp liber. Sau dacă spui, ei, eu am muncit cât am muncit, de acum am iau pauză, ei, nu ești pus la treabă. Da? E o perioadă în care trebuie să faci pace cu toată povestea asta. La fel și pe sănătate. Nu vă bazați doar pe anumite lucruri. Aveți o susținere legată de planul financiar. Adică, uite, toată situația asta îți poate rezolva o problemă legată de stima de sine. Da? Nu știu, poate s-a întâmplat ceva și te simțeai așa nevalorificat, nu te simțeai bine. Ei, acum lucrurile se pot rezolva. Însă, repet, e vorba de a acționa. Nu v-ați propus, dar se întâmplă. 8 de monede, 7 de cupe. Pentru unii îmi mențin ideea că teoria din mintea voastră nu e aceeași cu practica, cel puțin în preajma zilei de joi. Fiecare are astfel de momente, deci nu e vorba doar de voi. Păi, dragi balanțe, da? Ați sperat voi că puteți să rezolvați o situație mai pe ascuns sau cumva într-un mod în care să fie toată lumea liniștită? Șapte de cupe reprezintă multe oportunități, multe opțiuni pe care le aveți, dar vedeți că nu toate sunt reale. Doar câteva sunt reale. Altele nu sunt. Opt de monede. Și. Unii poate chiar ați stat, v-ați făcut planul, dar n-ați acționat, ați pus, ați discutat, ați comunicat, ați negociat, dar n-ați făcut nimic practic. Ei, astăzi e momentul. Șase de cupe. O întâlnire cu o persoană din trecut sau o întâlnire cu un suflet pereche, cu persoana iubită, cu un copil. Sunteți prinși pe ceva anume. Și ultima carte, pajul de băte, o activitate nouă pe care o faceți și e ca și cum sunteți împinși de la spate să acționați într-un anumit mod. Foarte mult entuziasm, foarte multă bucurie văd aici pentru voi, și o dorință de a experimenta lucruri noi. Vi se cere maturitate. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, voi de dimineață aveți niște surprize legate de un client vechi, legate de niște acte, surprize legate de o persoană pe care n-ați mai văzut-o de mult timp poate chiar surprize legate de partenerul vostru. E ca o rupere bruscă. Unii e ca și cum aveți un proces da, la care vă duceți și totul se rezolvă mult mai repede decât v-ați fi așteptat. Pentru alți scorpioni, vă gândiți serios, spuneți -ia, gata, vreau să mă mut, vreau să schimb casa, vreau să rezolv problema. Acum na, vă poate apuca și o căsătorie din asta bruscă sau niște gânduri de genul gata, o terminăm sau hai să ne împăcăm, hai să facem asta. Însă, Uh, pentru tine e un moment în care ești trezit puțin la realitate printr-o discuție profundă, intensă, legată de viitor. Fie cineva îți dă un sfat, fie faci tu un drum și acolo ai o trezire la realitate. Alții aveți de făcut un drum, poate cu persoana iubită sau cu cineva și vă dați voi seama acolo că nu v-ați simți bine dacă ați merge acolo cu persoana respectivă. Uh, pentru unii sunt uh, niște treziri la realitate legate de un copil, legate de persoana iubită, legate de plăcerile voastre. Da? Neptun acolo v-a lăsat, v-ați făcut de cape, acum a venit Saturn și nu mai, uh, nu mai stă la discuții. E o situație din care voi veți ieși foarte bine, să știți. E o situație care vă ajută să vă curățați o karmă. Și da, norocul vi-l faceți cu mâna voastră pe acest tranzit, să știți. poate să fie ceva legat de o afacere pentru alți scorpioni. Poate v-ați făcut voi acolo niște planuri, dar acum și voi trebuie să treceți pe partea mai practică așa a lucrurilor. Pot fi chestiuni, atenție, dragi scorpioni, chiar legate de o poveste de iubire. Vă dați voi seama că nu mai merge, nu mai funcționează. V-ați făcut iluzii și acum vă dați seama că nu era chiar așa. Ați zis că vă împăcați, dar de fapt nu mai aveați ce să împăcați. Da? pentru alți scorpioni poate să fie vorba de o poveste de iubire. Da? Vă dați seama că vreți ceva mai serios, vreți mai mult de atât. Vă dați seama de maturitatea unei situații. Hai să vedem. 5 de cupe și puterea. Bun. Trecutul bate la ușă, clar. E ceva ce nu vă place privind o sumă de bani sau privind confortul vostru o legătură cu zodia leu pentru unii dintre voi. Pot apărea discuții în contradictori. Poate să fie o zi în care ți se cere, ți-am spus, să iei atitudine într-o poveste. Apoi avem aici eremitul care vorbește despre o legătură cu zodia fecioară, dar tot eremitul vorbește despre faptul că e bine să abordezi lucrurile într-un mod înțelept, într-un mod liniștit. 7 de spade, ultima carte. E ceva ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine, dar uh, e un moment în care, uite, poți să faci și pace cu trecutul dacă vrei și te poți elibera dintr-o situație anume. E ca și cum tu aici vrei să acționezi, vrei să faci, vrei să spui și e cineva în jurul tău care doar stă așa și vorbește sau doar stă și se uită. Și atunci e posibil să iei atitudine. Zodia Săgetător Pentru tine este o zi în care poți ai niște surprize la muncă printr-o discuție pe care o ai sau printr-un apel telefonic, printr-un drum scurt, printr-o situație care se petrece pe acolo. Apoi, e un moment pentru tine în care ești protejat. Într-o discuție care are legătură cu familia ta, casa ta. Pentru unii săgetători, așa cum am mai spus, poate sunt probleme în relația cu partenerul, în relația cu familia, cu tata, cu mama, cu moștenirile, cu banii, cu trecutul. Pe acolo vedeți că puteți să vă dați seama acum că e cazul să, cum să vă spun eu, să vă valorificați puțin mai mult pe voi. Acolo se pot rezolva niște chestii prin niște discuții, este adevărat, prin niște discuții clare, Acum, eu o zi destul de ciudată din acest punct de vedere, Eu o zi în care e ca și cum cineva vrea un adevăr da? și deschide o discuție și voi vă apucați și spuneți, da, uite, asta și cu asta. E o situație pe care e nevoie să o închideți și pentru unii săgetători văd aici și o închidere karmică da? sau o problemă veche care abia acum se reglează. A revenit pisica. 2 de cupe și 10 de bâte. Ceva aici e destul de apăsător privind o relație cu o persoană dragăție, privind o relație de la muncă, privind o situație legată de o poveste de iubire, o relație toxică pentru că văd aici că voi preluați multe responsabilități sau e ceva ce nu mai puteți să mai duceți pur și simplu. Simțiți nevoia da să vă eliberați, simțiți că ceva vă trage așa în jos și e obositor. 8 de băte prin comunicare să rezolvă lucrurile. Da? Multă comunicare, dragi săgetători. Primiți o veste, un moment pasional sau ceva brusc da? care se petrece. Patru de cupe avem aici. E o senzație de monotonie, e o senzație de plictiseală. E un moment în care spui, uite, eu vreau să fac ce-mi place, că oricum m-am plictisit în toată povestea asta. Primiți niște vești care fie nu vă plac, fie ați, fie ați mai auzit povestea asta. Unii sunteți cu gândul la altceva, sunteți cu gândul la dovezi practice, palpabile, nu prea mai interesează pe voi tot felul de povești. Și bineînțeles că pentru alți săgetători pot apărea și tot felul de situații legate de niște acte pentru casă, familie. Zodia Capricorn. Ei, dragi Capricorn, ce faceți? Voi că e o zi în care aveți o surpriză plăcută legată de o sumă de bani, de o afacere, de un copil. E o surpriză acolo care vi se pare pare interesant. Se întâmplă ceva magic. Apoi. Um, e o zi acolo sau e o perioadă așa în care, uite, niște discuții care sunt la muncă, niște drumuri care se fac, niște. Știu eu, niște studii care apar, că adică e nevoie să faci un curs, e nevoie să faci ceva. Și posibil să nu-ți convină povestea, dar în sfârșit îți dai seama că e cazul să înveți, e cazul să te concentrezi puțin și pe alte idei, e cazul să-i ajuți pe ceilalți, îi ghidezi. Și mai mult decât atât, dragi Capricorni, pentru alții poate să fie aici un moment foarte profund. În care cineva, nu știu, spune ceva, cineva reacționează într-un anumit mod. Poate e vorba despre o persoană care nu are suficientă experiență și atunci are nevoie de susținerea voastră, de ajutorul vostru. Fie că vreți, fie că nu vreți. Dacă aveți niște activități de făcut în casă, în familie, pe lângă casă, știu eu, activități rutină zilnică, acolo se întâmplă niște chestii care vă cam pun pe gânduri și care vă cer maturitate, detașare. Și vă cer să fiți deschiși și în fața unor noi idei de viață. Atenție puțin pe sănătate și pe drumuri. Relația cu rudele, cu vecinii poate să fie puțin agitată. Poate vă dați seama că e cazul să nu, uh, nu știu, să mai reduceți și voi acolo o relație pe care o aveți cu vecinii sau dacă nu aveți relații cu vecinii că stați prea mult la muncă, poate acum e momentul să reluați legătura cu aceștia. Pajul de spade, regina de monede. Ești foarte curios în această zi, ești foarte pus pe studiu, pe analiză, te simți foarte bine în poziția în care te afli. Apoi avem 5 de bâte. Poate să apară un mic conflict, o mică discuție în contradictoriu, dar pentru alți capricorni este vorba despre o agitație așa pe care o simțiți voi. Da? Se întâmplă ceva, 6 de monede, ei până la urmă primiți ajutor. Fie de la o persoană din jurul vostru, dar e important să-l cereți, e important să acționați, fie este o zi în care rezolvați ceva legat de niște bani da, vă vin niște bani, dați niște bani, apar tot felul de chestiuni de genul acesta. Zodia Vărsător. Dragi Vărsători, pentru voi e o zi așa în care parcă aveți o revelație. Da? Privind poziția voastră în casă, privind o schimbare pe care e nevoie să o faceți, în rutina zilnică, pe sănătate, privind munca voastră, în general vorbim. Da? E un moment acolo destul de interesant pentru voi. Chiar și voi o să-i surprindeți pe ceilalți. Și ei, dragi vărsători, pentru voi o zi în care fie, iar aveți niște discuții cu un partener de afaceri. Fie, iar sunt niște discuții cu partenerul vostru privind schimbare, privind uh, prelocare, privind uh, chestiile astea. Da? Și e o situație în care vi se cere să conștientizați puțin fie situația voastră financiară. Fie vi se cere da să conștientizați că e bine să vă investiți timpul și energia acolo unde simțiți și în domeniul în care vă place vouă, că e mult mai important. Atenție puțin pe afaceri, pe speculații financiare. Saturn acolo vrea muncă de la tine tocmai ca să-ți între bani. Da? Doar să vrei să o faci. Însă vezi că Saturn acolo în pești e foarte neapărat lipsit de personalitate, dar nu e, nu știu, lui nu-i pas. Efectiv, adică nu-i pasă dacă faci o muncă de jos, dacă faci o muncă de sus, el se sacrifică, el iubește, el nu e atașat foarte mult de planul material. Da? Deci asta e secretul pentru tine uite, una dintre lecțiile lui Saturn pentru tine. Bine, până la urmă, Saturn e guvernatorul tău. Atenție, totuși, în ce investești astăzi. Sau unii vărsători, e posibil să vă dați seama că, băi, uite că am stat după persoana iubită și n-am plecat acolo și m-am dus dincolo și uite, acum n-am bani și uite că nu mai funcționează treburile. Da? Cheltuieli care pot apărea în relația cu un copil pentru unii vărsători sau chiar conflicte. Nouă de monede împărăteasa, păi dragi vărsători, v-am spus, eu vă conștientizați valoarea astăzi, dar poate nu într-un mod extraordinar de plăcut. Pe de altă parte, e o zi în care puteți avea o legătură cu Zodia Taur sau cu Zodia Balanță, dar eu văd abundență. Apoi avem pajul de cupe, niște vești bune pe care le primești. E o zi în care vei experimenta niște emoții noi și trei de cupe vorbește despre distracție, despre plăcere. Și apropo, dragi vărsători, pe vi se mai cere să vă mai și... Ocupați de viața voastră, să. Vă mai ocupați și de. Plăcerea voastră da vă distrați sau faceți ceva, primiți niște vești bune. Se rezolvă o situație. Dar eu zic multă comunicare zodia pești. Dragi pești. Pentru voi. Prima parte a zilei este foarte bună: pisica e cu noi, să știți, dar doarme. Um, pentru voi e o zi în care aveți parte de o surpriză legată de o conversație. Într-un drum scurt pe care îl faceți, puteți să aveți parte de o, sur -sur 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 -de o surpriză neașteptată. Um, e un moment de conștientizare, e un, e un moment de închidere, un moment al adevărului. Fie vă dați seama prin niște lucruri aparent banale. Despre niște greșeli pe care le-ați făcut și pe care ar trebui să nu le mai faceți, fie sunteți surprinși, mergeți și voi pe stradă și vă întâlniți cu cineva. Pe de altă parte, e o zi foarte interesantă pentru voi, în care vă maturizați puțin în urma unor discuții care apar în casă și în familie, în urma unor discuții care țin de niște acte. E ca și cum cineva vă spune acolo, pe păi da, când te însori, da, când te măriți, dar. Ce facem cu relația noastră mai continuăm sau nu mai continuăm, ne mutăm, nu ne mutăm. Care e povestea ei și treaba asta poate inițial nu vă place, dar vă trezește puțin la realitate. Pe de altă parte, dacă sunt pești care sunt maturi deja și știu eu, deja aveți copii, familie și așa mai departe. Acolo vi se va cere ajutorul, fie în relația cu un adolescent, fie e o persoană mai tânără, fie sunt niște discuții acolo care au loc și pe care trebuie să le mediați voi acolo puțin. Dar atenție, sunt niște lucruri din care veți învăța da? multe chestii. Multe chestii. Foarte multă susținere aveți din punct de vedere spiritual. Da? Foarte multă susținere aveți pe partea de studii superioare, de a vă înălța, de a studia, de a merge undeva sus. Trei de monede și roata destinului, păi se întâmplă aici un mic mare noroc legat de niște prieteni sau legat de o activitate pe care o faci tu. Văd că ceva se schimbă, ceva se transformă, pești pe și e un noroc pe care îl aveți. Cavalerul de monede, o discuție foarte serioasă cu cineva, dar văd aici și faptul că lucrurile se mișcă ceva mai greu, dar nu într-un sens negativ. Un drum pe care îl faci împreună cu niște persoane, drăjție... Și ultima carte, Marele Preot, o legătură cu Zodia Taur. E clar că e nevoie să dai dovadă de exemplu astăzi și va fi nevoie să predai cuiva ceva, să-i ghidezi pe ceilalți, să-i ajuți, să-i susții, să le fii alături. Și bineînțeles că tot Marele Preot ăsta vorbește despre O persoană pe care tu o respecti foarte mult, da, e un profesor, e un mentor sau e ceva legat de un proiect de zona studiilor de un copil, deci acolo lucrurile se rezolvă, se rezolvă. Bun dragilor, gata, acestea au fost previziunile de această dată, eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi de joi cât mai frumoasă în care să fiți sinceri cu voi, dar și cu ceilalți și. Să acceptați da că. Da, o minciună a fost spusă, să acceptați că ă, cineva a promis și nu s-a ținut de cuvânt. Să acceptați că poate voi v-ați mințit pe voi, a spus lasă că mă duc și de mâine încep dieta, de mâine am stil de viață sănătos. Seara asta gata, mă pun la som mai devreme și îți spunem așa de mult timp. Și acum da, e momentul să acționăm. Vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă doresc o zi de joi cât mai frumoasă.